Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi vă luăm cu noi la cumpărături, am venit până la Leroy pentru că vrem să facem mici modificări în casă. În primul rând trebuie să ne luăm lustra pe care a spart-o Iubi cu paleta de muște. Am fost data trecută și am văzut ceva care ne-a plăcut, dar ne mai uităm astăzi odată și luăm ceva ce ne place, pentru că arată groaznic doar cu becul ăla urât. Și vreau să-mi cumpăr o bucată de marmură sau de gresie, ceva mai mare, să văd ce găsesc. Să-mi pun undeva la bar, așa îi spunem noi bar. O să vă arăt acasă unde vreau să pun. Copilașii mei deja au intrat înăuntru, haideți să intrăm și noi să vedem dacă găsim ce avem nevoie. Haideți! Christmas lights shine bright through the cold evening fog. And I hear sleigh bells bouncing off the houses. The church choir sings along. All I wanted was Iubi m-a băgat în spate cu copilașii, pentru că în față avem gresia. Ne-am luat gresia aia mare pe care ați văzut-o deja. Și norocul nostru a fost că într-un final a încăput în mașină, ne-am chinuit cumva să intre. A reușit Iubi să o bage în față, asta e bine. Și am vrut să ne oprim să ne luăm mâncare de la Mac Drive, doar că era plin de mașini și Ștefi deja nu mai are stare și nici Octavian. Și m-am gândit să merg să cumpăr câte ceva rapid și să fac eu acasă niște burgeri. Cred că mi-e la fel de bun, așa că de ce să nu încerc? Nu știu dacă mai apucăm astăzi să punem lustra, dar vedem, e faină. O să vă arăt acasă. Se aude chestia de la centură pentru că e gresia acolo. N-are gresia centură și face ca toate elea face centura aia. Haideți să mergem acasă să facem burgeri. Așa arată gresia noastră în față. A ocupat tot spațiu, bine că a intrat și că am reușit cumva să-l băgăm în mașină, că altfel nu știu ce ne făceam. Dar e bine și așa. Am ajuns și noi acasă, m-am oprit pe drum să fac niște cumpărături la Penny pentru hamburgeri. Am luat tot ce-mi trebuie și vreau să mă apuc de treabă pentru că suntem toți rupți de foame. Tati a rămas în mașină cu Ștefi că a dormit și am zis să nu o trezim, să stea drăguța să-și facă somnul și eu mă apuc să fac hamburgeri. Gata și hamburgerii mei și arată delicios, abia aștept să mâncăm. N-am mai făcut sincer niciodată hamburger, dar așa de mult îmi place cum arată și sunt convinsă că sunt și super, super buni. Foarte simplu i-am făcut, am pus doar carne pentru hamburger de pui, am pus bacon, cașcaval, am pus roșii, normal se pun castraveți morațe, dar n-am avut. Așa că n-am pus ketchup, maioneză și cam atât. Dar arată extraordinar și cred că sunt super bun. Hai, iubire, hai să vedem. Hai. Pe ce să te oprești, mamă, la mic? Mi-a rămas un pic aici. Mamă, ce bun e. Mă bucur că îți place. Octi, deja am mâncat înaintea ta, că nu mai aveai răbdare. Până ai venit tu, Octi, adevărat tot. Am terminat și noi de mâncat și a fost foarte, foarte bun. Ne-a plăcut maxim și nouă și lui Octi. Am mâncat cu toții super bine.
Se face foarte, foarte rapid. Eu nu am mai făcut niciodată până acum hamburger, dar mi-a plăcut foarte mult și cu siguranță o să mai fac. E și foarte ușor de făcut și n-am folosit cine știe ce ingrediente. Așa că vă recomand să faceți, poate le dați de gust. Nouă ne-a plăcut, așa că poate vă place și vouă. Ne-a luat așa o lene și nu mai avem vlagă deloc, ne-am obosit cu totul. La cumpărături, de fiecare dată mă obosesc, zici că lucrez o zi întreagă, așa de tare mă obosesc când merg la cumpărături. Nu știu cum sunteți voi, dar eu chiar mă obosesc când merg la cumpărături. Nu mai facem mare lucru pentru că deja s-a făcut noapte afară, iubii nu are cum să pună lustra pentru că trebuie să ia curentul și n-are cum. Gresia o să o punem tot mâine. Vom continua acest vlog mâine pentru că ziua noastră se încheie astăzi, deja e destul de târziu. Iubi s-a dus să facă popcorn, ne punem să ne uităm la film. Ne vedem mâine! Bună dimineața nouă! Ne-am trezit deja. Suntem la a doua cafeluță în cana mea superbă, pe care o ador. Ne-am trezit de ceva timp și vrem să ne apucăm de treabă. Trebuie să pună Iubi lampa aia cât e lumina afară să poată să oprească curentul. S-a dus să-și caute ce are nevoie ca să schimbe becul ăla oribil și să-mi pună lampa aia frumoasă pe care, lampă vioză ce o fi, că nu știu exact cum îi zice, să-mi o schimbe pentru că deja nu mai suportam becul ăla târnat acolo. Iar după o să mă duc la unghii pentru că peste vreo oră jumătate am programare. Trebuie să mă duc să mi le fac, că mi-au crescut destul de mult. Și să-mi fac și eu un model ceva de Crăciun cu roșu. Nu știu exact ce. O să văd acolo, niciodată n-am nicio idee până nu ajung acolo. Iar după trebuie să punem bucata aia de grese care am cumpărat-o. De fapt am cumpărat 3. O să punem una la bar acolo unde v-am spus eu. O să vă arăt că nu v-am spus, nu e bar, dar noi așa îl numim. O să pun acolo și o să pun două la geamuri, doar că problema e că nu găsesc cu ce să o tai. E foarte mare, are 1,20 m x 60 m, dacă nu mă înșel, și trebuie să tăiem cu ceva ca lumea, nu știu exact cum să vă zic, pentru că nu aș vrea să se spargă. Până mă întorc de la unghii, poate găsește și Iubi cu ce să tăiem aia, ca să putem să o punem, să terminăm și vlogul, să vă arăt și vouă cum arată. Așa că haideți să ne apucăm de treabă, că timpul trece rapid, iar eu imediat trebuie să merg la unghii. Așa că haideți să-i dăm drumul la treabă, să vedem ce ne iese. Haideți! A, și să nu uit, v-am arătat aseară ce frumos ninja la noi. Până acum n-am mai deloc la noi și era păcat să nu o surprind ce frumos ninja. Ninja așa cu fulgine mari, super, super fain, doar că acum de dimineață nu s-a pus zăpada, mai e puțin, dar s-a dus în mare parte, pentru că n-a fost așa de frig încât să se înghețe, să rămână, dar poate zilele următoare o să ningă și o să avem și noi zăpadă de sărbători. Ar fi și cazul după câțiva ani în care n-am avut zăpadă de sărbători și de Crăciun. Ia să vedem, Ibi. Hai să vedem, Monica. Ce lucrare e aici? O să nu fie chiar așa mare lucrare. Lucrare mare. A? Da, ceva? Nu, mai. Nu pare să aibă așa multe. Dar așa un pic. Stai un pic, acum vine. Aș vrea să văd și ce e. Ui, e de fier ăsta? Nu, știu. Asta lu' ochtii. Hai că e simplu, tata. Sunt curioasă ce lumină dă. Arată super fain, e faină. E faină, dar nu știu dacă dă lumina așa lumină. Hai că vedem noi. Uite, du-i și asta lu' ochtii, puiule. Duc, aveți nevoie acolo, du-l-o ochii. Așa? Venia să mă ajute aici. Da, cum? Păi ar trebui să o lăsăm la aceeași lungime, cum e asta. Păi cum e ăla. Da, nu mai jos, că după aia să nu fie. Așa, că vedem acum. Abia aștept să supăm de urâțenii asta. Da. Dă-o jos. Gata, acum o dăm jos. Și avem și lampă. Îmi place extraordinar de mult cum arată, nu știu dacă vedeți voi foarte bine. Și de o lumină super faină. Mă așteptam, fiind pe LED, să nu lumineze așa tare, dar chiar e faină. Arată super. Îmi place. Mă bucur că nu mai am becul ăla atârnat acolo, că mi-era groază să-l văd cât era de urât. S-a chinuit Iubi ceva, să stea cu mâinile pe sus, dar rezultatul îmi place. E frumos.
Am plecat la Unghiuțe și ce să vezi, am prins și semafor. După ce că oricum eram în întârziere, am mai prins și semafor. Auzi că m-am prostit. Am prins și trenul, barieră la tren. Și acum mai trebuie să stau să și aici să aștept până trece. Mai am 10 minute până să ajung și e foarte aglomerat la noi. Se lucrează la un pod și trebuie să, iau, să o iau pe ocolitoare. Așa că sper să mă scuze, Roxana, că întârzi puțin, dar n-am ce să fac. Am reușit cu iubii să punem lampa aia care e superbă și o ador. E foarte, foarte faină, îmi place foarte mult și a rămas acasă cu tata iubii să dezbată problema plăcii de gresie, nu știe cum să o taie. Sper din suflet până mă întorc acasă să fie tăiată, să nu mai am problema asta. Așa că o să vă arăt când ies de la Unghiuțe ce minunății mi-a făcut Roxana. La noi a început să fulguiască, e așa de fain, dar să știți că e destul de rece afară. Poate în seara asta ninge mai mult și se pune zăpada, așa m-aș bucura să vină zăpada, să poți să ieși afară cu copiii, să ne jucăm în zăpadă. Hai că în sfârșit trece și trenul. Să-i dăm bice să ajungă o dată la unghii. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you. Am ajuns acasă și am zis să vă arăt unde vreau să pun placa aia de gresie până nu demolează iubitor pe aici. Da, iubita, aici o să vină bucata aia de gresie. V-am zis că am trei bucăți așa de gresie mai mică care nu-mi plac deloc. Se văd rosturile alea urâte și nu-mi plac. Iubi s-a apucat de tăiat, a găsit cu ce să taie. S-a apucat de tăiat, sper să taie bine și să nu se crape cumva. Și o să vă arătăm cum arată și după. Monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Dragilor, în sfârșit am terminat și eu curățenia și am terminat cu praful și cu tot dezastrul care a fost la noi în casă. A fost o nebunie cu placa aia de gresie până le-a dat pălea jos, până a spart, până a fost teroare. Dar mă bucur că am terminat și că arată super bine. Sunt mulțumită și de cum arată lampa și gresia. Mă bucur că am terminat și că am avut o zi productivă, să zic așa. Am făcut ceva. Sper din suflet să vă fi plăcut și acest vlog și să ne dați un like dacă v-a plăcut. Să vă abonați la canalul nostru dacă încă n-ați făcut-o. Aș fi tare bucuroasă ca până de anul nou să fac 600 de abonați. V-aș fi foarte recunoscătoare. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru fiecare like în parte și fiecare comentariu și vorbă de bine. Vă doresc să aveți o zi frumoasă și până data viitoare aveți grijă de voi.